Guvernul vrea să modifice regulile privind obținerea actului de identitate. Pe aceeași adresă nu se vor mai putea înregistra mai mult de 10 persoane, potrivit unui proiect de hotărâre votat săptămâna trecută de Senat. Această limită de 10 persoane nu se va aplica în cazul deținătorului imobilului de la respectivă adresă și membrilor familiei extinse. Prin familie extinsă se înțelege titularul dreptului locativ, soțul, soția acestuia, rudele în linie dreaptă, precum și cele în linie colaterală până la gradul al patrulea, informează avocatnet.ro. În plus, cel ce găzduiește o persoană care nu are înscrisă în actul de identitate adresa la care, de fapt, locuiește, va fi obligat nu să anunțe poliția ca acum, ci să meargă împreună cu respectiva persoană la evidența persoanelor, pentru a-și da consimțământul de a o lua în spațiu, precizează sursa citată. De precizat este faptul că acest proiect de lege, dacă va fi votat și de Camera Deputaților și va fi promulgat, va împiedica fenomenul prin care sute de persoane străine, în special moldoveni, își fac actele cu domiciliu, de exemplu, în Pașcani, dar în realitate pleacă în străinătate. Conform unei statistici de la evidența populației, în martie 2018 erau înregistrați 1970 de cetățeni pășcăneni de origine moldoveană cu drept de vot, la care se adaugă și numeroși copii. Toți aveau domiciliul într-o garsonieră de pe strada grădiniței.